Subiectul este grav, depopularea României este evidentă și într-o astfel de criză, un prim-ministru și un guvern responsabil ar executa lucrurile necesare pentru a inversa tendința. Știți ce se întâmplă în România? Păi vă spun eu. Un instrument simplu, da? Fertilizare in vitro, pentru care s-au alocat bani în buget. Programul Național FIV, da? s-a ajuns în situația ca pentru anul 2024 Ministerul Finanțelor să nu mai aloce bani pentru acest program. Da? Deci un program de pe urma cărora s-au născut copii pentru România. Deci domnul Ciolacu și domnul Boloș ne iau taxe mai mari și nu fac în niciun fel ceea ce Comisia a recomandat să se aplice, să se aplece către politici publice pentru români. Și exemplul cel mai simplu e acesta. Buget tăiat de la un subiect de interes major pentru politica demografică a României. Din nou, domnilor de la PNL și PSD, transmiteți-i domnului Ciolacu că poate se întoarce la muncă și face ceva și pentru români. Mulțumesc!